După implementarea măsurilor de acordare a voucherelor pentru alimente și cele pentru energie, socialdemocrații au anunțat adoptarea a două noi proiecte cu finanțare europeană care să vină în sprijinul persoanelor din categoriile vulnerabile ale societății. Este vorba de sprijinirea celor care nu reușesc să intre pe piața muncii, dar și de extinderea cabinetelor medicale în fiecare localitate rurală din țară. Sprijinirea persoanelor care au dificultăți în găsirea unui loc de muncă. ANOFM va avea ca obiectiv principal îndrumarea cetățenilor pentru formarea și reconversia profesională. Structurile județene nu se vor axa doar pe plățile de indemnizații, ci vor avea un rol activ pe piața muncii din comunitățile locale. Servicii comunitare integrate pentru comunitățile rurale. În colaborare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației se va extinde proiectul pilot deja implementat la 2000 de comunități rurale, prin care cetățenii vor avea acces la servicii medicale de bază, asistență socială și consiliere școlară pentru combaterea abandonului școlar. Deputatul Oltean a mai adăugat că aceste programe s-au realizat cu sprijinul socialdemocraților europeni.